5 români aflați la muncă în Marea Britanie au murit în cumplitul accident de circulație produs în apropiere de Birmingham. Ei se aflau într-o mașină care a fost liberată de un tir. Șoferul autoturismului, tot român, a supraviețuit miraculos. El se află însă în stare gravă la spital. Singurul care a scăpat nevătămat este șoferul tirului, în vârstă de 60 de ani, care este considerat vinovat de producerea accidentului și care a fost deja arestat. Misiunea diplomatică română a primit aseară confirmarea că toți cei 6 oameni implicați în accidentul de pe autostrada M6 sunt români. Ei erau cu toții într-un autoturism și mergeau spre ferma la care lucrau. La un moment dat, mașina în care se aflau a fost acroșată de un camion al cărui șofer conducea periculos, după cum au declarat anchetatorii. De la ambasada noastră de la Londra, oficialii nu au oferit foarte multe informații. Fără niciun fel de supărare, nu pot să mă ocup eu de toate accidentele de mașină, se ocupă secția. Se ocupă ofițerul de presă și vă va da detaliile despre ceea ce s-a întâmplat și ceea ce s-a făcut din partea ambasadei. Doi dintre românii decedați erau soț și soție, din localitatea vrânceană Tulnici. Ei ajunseseră în Regatul Unit în urmă cu doar 2 luni, ca să muncească în agricultură. Rudele lor spun că, până acum, nicio autoritate nu i-a contactat și că au aflat despre tragedie de la un coleg de-al celor doi. Nu ne-a anunțat nimic, poliția, nimic, nu mai... Ce-am văzut pe Facebook, după aia mi-a sunat o cosăteancă că e acolo în casă cu ei, ea n-a fost la muncă. Și ne-a anunțat că ei au fost în accidentul ăsta. Ea a plecat pentru să facă bănuți, să achite o casă în Bacasăr, o casă în sat, aici pe Furou, și n-a avut cu ce o achită. Ea au 11-12 ani de când sunt căsătoriți acum cu soțul ăsta. Au cumpărat o blană cu alea pe câmp, că a vrut să-și facă casă. Fii ajutat să o cumpere. Băiatul muncește, este șofer pe tir, este un băiat tânăr, la locul lui, cu minte. Fiul soților Zevian are 22 de ani și lucra în Germania. De repatrierea celor 5 români se va ocupa consulatul României.